Salutare, oameni buni! Astăzi facem testul suprem al inteligenței artificiale cu Galaxy Tab S10 Ultra și S10 Plus. Așa e. Punem la încercare toate funcțiile AI ale Galaxy Tab, care ne vor testa abilitățile și creativitatea la maximum. De la Note Assist până la Interpreter vom vedea care dintre noi doi folosește mai bine funcțiile AI ale Galaxy, așa că let's do it! În primul rând, avem provocarea Note Assist Speed Organizer. Fiecare dintre noi primește un set haotic de notițe scrise de mână de la o sesiune de brainstorming. Folosind Note Assist cu AI de la Samsung, vom transforma aceste mâzgălituri dezordonate în note digitale perfect organizate în doar 5 minute. Să vedem cine o poate face mai repede și mai inteligent. Deci eu unul șocat. În doar 4 secunde de la dezordinea asta poți să ajungi la un text atât de bine structurat și ordonat. E unreal. Da, așa e. Și notițele mele, care erau într-o dezordine totală, au ajuns să fie structurate într-un document profi în doar câteva secunde. Eu că am salvat AI-ul ăsta. Da, trăiască AI-ul! Este timpul pentru confruntarea de căutare rapidă. Suntem pe cale să vedem cine poate găsi cele mai multe informații în cel mai scurt timp, folosind Circle to Search with Google. Amândoi avem aceeași listă de sarcini, iar cel care termină primul, câștigă. Wow. Bum! Gata! Deci e incredibil de rapidă funcția asta, Circle to Search with Google. M-ai bătut de data asta, dar m-am ținut aproape și trebuie să recunosc că funcția asta e genială și incredibil de rapidă. Acum este momentul să testăm funcția Photo Assist AI de la Samsung. AI-ul ne va ghida, oferindu-ne sfaturi de încadrare, ajustări de iluminare și editări instantanee. Să vedem cine poate face cea mai bună fotografie. Tata, ăsta-s eu sau tu? Cum adică? Oh my god! Deci nu-mi vine să cred ce magie poate să facă Photo Assist, da, cu fotografiile astea. Pur și simplu e mai atent la detalii decât noi, acest Galaxy AI. Să știi. Pentru această provocare, trebuie să îndeplinim sarcini bazate pe instrucțiuni pe care nu le putem înțelege. Toate instrucțiunile sunt în limbi diferite, dar avem la dispoziție funcția Interpreter pentru a ne ajuta. Vom traduce textul în timp real și vom executa toate sarcinile cât mai rapid posibil. The yen was strong or delicious, and I called suddenly without. Where is the glass building at the entrance of Spain's slope? Why are French fries named French fries? Pourquoi les frites sont-elles appelées frites? E incredibil cum poți să traduci dintr-o limbă în alta, în timp real. Da. Și în câte limbi, într-un timp atât de scurt. A tradus la perfecție din japoneză în engleză doar câteva secunde. Am supus funcțiile AI ale Galaxy Tab S10 la toate testele și am vins orice provocare. De la Note Assist la Interpreter, AI a folosit toate funcțiile mai rapid, mai inteligent și mai distractiv. Și creativ. Acum e rândul tău. Spune-ne în comentarii cine a câștigat confruntarea AI.